Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 19 consilieri din totalul de 21 în funcție. În conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, sunt supus pe aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv iunie, iulie și august 2019, în persoana domnului consilier Dragoș Vereau Moroșan. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. Bună ziua! Declar deschisă ședința din data de 14/6 la dispoziția domnului primar al municipiului 2019. La data de 19/6/2019, privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară de către domnul Luciano Vidiumic, primarul municipiului Roman. Avem pe ordinea de zi 15 proiecte, din care unul suplimentar. Cine este de acord cu ordinea de zi? Unanimitate. Vă mulțumesc. Punem la vot procesul verbal încheiat în data de 30/5/2019 la ședința ordinară a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Și un al doilea. Nu mai este al doilea. Nu, așa scrie tabelul. Și al doilea? Da, da. Okay. Începem cu proiectul numărul 1. Proiectul numărul 1 privind alegerea numărul 2. Privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL numărul 121/2019. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Ok, supunem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Da, dar la mers. Păi nu, vreau să mergem peste erorile astea materiale. Niciodată. Am înțeles. Trecem la proiectul numărul 3. Privind modificarea HCL numărul 223/2018, privind înființarea Direcției Municipale Locale, o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Roman. Comisia Buget și Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4. Privind schimbarea destinației unui imobil aflat în proprietatea publică a municipiului Roma. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 5. Privind rectificarea unor erori materiale din cuprinsul HCL numărul 119 din 30/5/2019. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 6, privind aprobarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietate publică sau privată a municipiului Roman. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 7, privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Culte. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, doamne Mitășu. Proiectul numărul 8. Privind avizarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din județul Neamț. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 9, privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Unanimitate. Proiectul numărul 10. Privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2019. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil cu un amendament. În urma adresei primite de la ANAF, 18.087, se modifică anexa 1, care o aveți prinsă. Avizul este favorabil cu acest amendament. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu amendamentul Comisiei. Ok, supunem la vot cu amendamentul Comisiei Buget Finanțe. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 11, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Asociația Box Club Municipal Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman, în vederea susținerii ramului sportive box pe plan local. Comisia de Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 12. Privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Și Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 13. Privind modificarea HCL numărul 219 din 18-12-2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Comisia de Buget. Comisia are avizul favorabil cu un amendament. Modificarea anexei 1 a organigramei și anexei 2 a statului de funcție. Cu două posturi care sunt incluse în organigramă și în statul de funcție. Dacă sunt incluse, sunt plus. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu amendamentul Comisiei Buget Finanțe. Supunem la vot cu amendamentul Comisiei de Buget Finanțe. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul suplimentar, numărul 15, privind încheierea unui contract de comodat cu Centrul Local Apia Roman. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc frumos. Acestea declar ședința.